Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calele căile Domnului, drepteți, faceți cărările. Preacuvioase Părinte Vicar, preacuvioși, preacucernici, părinți, biscădincioși, cu acest biblic, cuvânt biblic s-a deschis Evanghelia de astăzi, în ziua pregătitoare pentru prasnicul botezului Domnului. Este cuvântul profetic care ne prezintă pe înainte mergătorul și botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, care a pregătit pe poporul mesianic lucrarea pe care el a împlinit-o. A fost o lucrare pregătitoare în adevăratul sens al cuvântului, pentru că acordând o lucrare văzută, un botez, o afundare în Iordan, pe aceștia i-a chemat spre o lucrare sfântă. Și primul act al acestei sfințenii a lucrării a fost pocăința. Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Sfântul Ioan Botezătorul are mai multe răzbuiri, mai multe sărbători. Cunoaștem viața lui, dar trebuie să înțelegem misiunea pe care el a împlinit-o, pentru că fiind numit de către Mântuitorul Iisus Hristos ca un înger în trup, ca un pregătit, ca unul care s-a devotat total Dumnezeu, unei slujiri deosebite, cel mai vrednic dintre ființele umane, după Maica Preacurată. Acesta, prin asprimea vieții lui, a ajuns să se lupte împotriva păcatului lumii atât de mult încât să-l mustre și pe Irod, nelegiuitul. Însă, legătura lui cu Mântuitorul Iisus Hristos ne-o dezvăluie chiar astăzi. De aceea Biserica are două zile de mare sărbătoare acum, Crăciunul și Boboteaza, și ele sunt prefațate de o zi numită Zi de Ajun. Adică, foarte curios, în timpul postului Crăciunului, avem zi de ajun, de post mai aspru, dar acum între Crăciun și Boboteaza este perioadă de dezlegare, de harți. Nu mai avem nici miercuri, nici vineri, post, ci acum doar, înaintea acestei sărbători, avem zi de ajunare. Anul acesta, ajunul Bobotezei, iată că a căzut duminica. Chiar dacă este duminică, se săvârșește Sfânta Liturghie, dar este zi de postire, de postire aspră, de postire prin renunțare la mâncăruri, nu numai mâncăruri de post, ci și la cele cu dezlegare. Postul aspru ne pregătește pe noi mai mult pentru deslegarea de mâine, pentru sărbătoarea cea mare, când astăzi și noi, împreună cu viitorul popor mesianic, cu cei care au primit botezul pocăinței de la Ioan, și noi, în semn de căință, de smerenie, ne dăruim lui Dumnezeu prin această osteneală noastră, prin această renunțare la anumite mâncăruri, pentru ca nu numai sufletul să simtă mâine bucuria,
vederii Mântuitorului Iisus Hristos în apa Iordanului, ci și trupul nostru. Deci astăzi și noi îl urmărim pe Sfântul Ioan Botezătorul, care acordă un act ritualistic, o afundare în Iordan a celor care își mărturiseau păcatele în vederea iertării lor. Botezul pe care l-a administrat Sfântul Ioan nu este botezul creștin. Botezul creștin l-a întemeiat Mântuitorul, l-a instituit Mântuitorul după învierea sa, trimițându-i la propovăduire pe ucenicii săi și învățându-i să boteze, mergând învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Botezul lui Ioan este însă pregătitor. Și ceea ce trebuie să reținem noi pentru ca să înțelegem mâine taina, misterul descoperirii lui Dumnezeu, pentru că botezul Domnului se numește și Epifanie, care este de fapt o descoperire dumnezeiască. S-a descoperit Preasfânta Treime. Fiul era în apă, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel și glasul Tatălui a confirmat divinitatea Fiului. Și pentru ca să înțelegem lucrul acesta, iată că de astăzi, înainte mergătorul anunță aceste cuvinte profetice: eu vă botez cu apă spre pocăință, spre iertarea păcatelor. Dar vine după mine cel care este mai mare decât mine și celui căruia nu sunt vrednic să mă aplec și să-i dezleg cureaua încălțămintelui. Arătat prin aceasta dumnezeirea celui care va veni și acesta care va veni să administreze un alt botez, acela vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt. De astăzi, deci, suntem pregătiți ca să înțelegem lucrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos începe acum să o împlinească pentru noi. Pentru că și botezul său de la Ioan, mâine o să vedem dialogul între Mântuitorul și Ioan, dialogul acesta care descopere de fapt taina lucrării, lasă acum să se împlinească toate cele scrise în proroci. Deci s-au împlinit toate acum. Și înțelegem că această mărturisire pe care o face Ioan, arătând că cel care vine după el e mult mai mare decât el, încât chiar dacă aș vrea să fac acest act de cinstire, de a mă apleca să-i dezleg cureaua încălțămintelui, după un obicei la iudei, spălarea picioarelor, descălțarea, era un act de prețuire. Totuși, acela e mai mare decât mine, nici atât nu pot eu să fac să-i dezleg cureaua încălțămintelui, pentru că acela vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt. Mâine vom vedea cum Duhul Sfânt se coboară, cel care se purta deasupra apelor la creație, vine acum și resfințește întreaga natură. Firea apelor se va transforma, se va sfinți. Iordanul în semn de
teamă față de Creator, de Fiul Creatorului, își întoarce cursul înapoi, iar glasul Tatălui dezvăluie, descopere bucuria cea mare a începutului mântuirii prin Mântuitorul Iisus Hristos. Această pregătire pe care o facem noi astăzi, în ziua de ajun, este cea a unei așteptări. Ne pregătim și așteptăm că după ce vom săvârși Sfânta Liturghie, să săvârșim o lucrare care de două ori pe an se împlinește în ajun, asta s-a făcut în ajunul ajunului, sfințirea apei, și se va face mâine în ziua botezului Domnului. O rânduială specială care este unită cu liturghia. Nu se încheie liturghia, ci se prelungește cu această invocare a Duhului Sfânt peste apă, apa care este creația lui Dumnezeu și este principiul vieții, să devină acum principiul vieții spirituale, nu doar cea care în viața noastră obișnuită ne hrănește și ne curăță de toate necurățirile, de toate impuritățile acestea ale vieții, ci va curăți lăuntru, va sfinți viața noastră pentru că o gustăm. Și aș vrea să vă pun la suflet un lucru foarte, un amănunt, care a fost greșit interpretat. Ce diferență este între aghiasmă, apa sfințită, și anaforă? Cea mai importantă materie pe care o luăm noi este Sfânta Împărtășanie. Apoi vine în ordine aghiasma mare, aghiasma mică, pâinea pe care o numim Paște, pentru că este sfințită tot cu apă sfințită, și apoi anafora. Nu iau anaforă înainte, pentru că zic unii a fost atinsă de Sfântul Potir și de Sfântul Nis, de trupul și sângele Mântuitorului, pentru că nu se sfințește prin atingere, ci apa sfințită este transformată. Materia aceasta schimbă finalitatea, adică din principiul vieții trupești devine principiul vieții spirituale. Iau pe nemâncate și se urmărește această tradiție 8 zile în săptămâna care urmează, gust din apa sfințită și apoi mănânc altceva. Există nu doar o simplă prioritate, că îi dau prioritate materiei sfințite față de hrana cea de toate zilele, pentru că hrana pe care o mănânc eu nu este necurată. Este cea care mă hrănește și cu multă grijă și cu multă igienă o păstrez și o pregătesc. Totuși există ceva care ne obligă pe noi ca în pregătirea pe care o avem noi de fiecare dată să luăm ajutor, deci de dimineață binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea iau acum apă sfințită, după aceea putem lua anaforă, pentru că toate acestea nu fac altceva decât să prelungească starea de comuniune a mea cu Dumnezeu până la comuniunea deplină care se va săvârși prin unirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos în Sfânta Euharistie. Suntem astăzi, deci, în ajun, pregătindu-ne pentru ziua botezului, ziua Epifaniei. Cântăm astăzi imnul acesta, troparul acesta al botezului. În Iordan, botezându-te pentru Doamne,
Doamne, închinarea Treimei s-a arătat. Pe glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit, Tine numindu-te. Și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce te-a arătat, Hristoase, Dumnezeu nostru, și lumea a iluminat mărire ție. Casele noastre sunt binecuvântate și sfințite prin această materie purtătoare de har, care este apa sfințită. Să binecuvântează locul unde noi ne petrecem cea mai mare parte a vieții. Pentru că mult din viața noastră dormim, ne odihnim, avem nevoie de odihnă. Și casa ta trebuie să fie ocrotită, binecuvântată, apoi agonisitele tale trebuie să fie ocrotite și păzite prin această arvună, care este lucrarea Duhului Sfânt, care astăzi și mâine sfințește întreaga natură. Natura pe care Dumnezeu a creat-o bună, a căzut odată cu omul. Ea a fost restabilită prin moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că El a luat natura umană și întreaga natură și a revenit la faza din tâi, a devenit sau având posibilitatea de a deveni purtătoare de har. Mântuitorul, când a intrat în apele Iordanului, i-a redat acestei ape posibilitatea de a deveni materie purtătoare de har. Și noi o folosim în multe lucrări ale Bisericii. Cea mai importantă lucrare este Sfânta Taină a Botezului, când apa se transformă în baia nașterii din nou, în apa care dă viață, pentru că am murit și am înviat împreună cu Hristos. Toate aceste lucrări ale Duhului Sfânt sunt reactivate. Noi nu ne rebotezăm acum, botezul este unic, dar de fiecare dată când, iată, suntem stropiți cu apă sfințită și noi spunem că ne-am botezat, n-am săvârșit, n-am trecut încă o dată prin taina botezului, ci doar acele peceți ale Duhului Sfânt pe care noi le-am primit din taina mirungerii, pe frunte, pe ochi, pe nas, pe gură, pe urechi, pe piept, pe spate, pe mâini, pe picioare, sunt reactivate, devin active. Ele au rămas și rămân în așteptarea conlucrării mele cu harul. De fiecare dată când mă închin cu semnul crucii, le activez. De fiecare dată când rostesc o rugăciune, eu sunt cel miruit, uns, ales, cel binecuvântat pentru a deveni urmașa lui Hristos, a urmări pe Hristos. Și iată, acum primim această stropire cu apă sfințită și pe fruntea noastră, pentru ca să ne putem bucura mâine de sărbătoarea cea aleasă a descoperirii Preasfintei Treimi. Ca apoi să ne pregătim în tot parcursul anului pentru o călătorie împreună cu Hristos spre dobândirea vieții cele veșnice. Amin.